Eu am plăcerea să te salut cu drag, să zic bună seara. Bună seara! Bine ai revenit la Tezaur TV! Bună seara și bine v-am regăsit, ca de obicei, pozitiv, frumos și într-o atmosferă frumoasă. Îți mulțumim! Felicitări pentru această premieră frumoasă! Și vreau inițial să-mi zici cum te simți. Mă simt foarte bine, fiindcă, după cum v-ați dat seama, și această melodie îmi dă acele impulsuri. Accelerează, da, pulsul. Acele... Da, și sunt foarte bine. Ia-mă de mână, așa este intitulată cea mai recentă melodie lansată de tine, cel mai nou copilaș adunat în palmaresul tău, tocmai din acest considerând. Vreau să îmi dai mai multe detalii. Cu cine ai lucrat? Cui aparține ideea? De curând mi-am sărbătorit ziua de naștere și... La mulți ani! Da, mulțumesc! Mai bine mai târziu decât niciodată, mulțumesc. Știi vorba? Da. Și mă gândeam, am trecut într-o altă etapă de vârstă, cam ce aș putea să mai aduc nou pentru admiratori. Și mi-a venit, cred că acesta a fost un cadou, un mesaj de la un tânăr. M-a salutat și zice, am o melodie, să o audiați, să vedeți dacă vă place. Și zic, hai să auzim. Am ascultat-o. Ritmurile erau prea, parcă mi se părea că, nu știu, dar zic, hai să încerc această provocare. Și am luat legătura, deja am vorbit, am mers la studio și am lansat piesa. Textul tot lui aparține? Da, și muzica și textul Dumitru Coglinceanu. Așa, și iată că te-ai învrednicit cumva cu un cadou frumos. Da, și îi mulțumesc pe această cale, un tânăr care este cu inițiativă, își dorește, știi ce dorește dintr-o creație, care el pune bază și s-a primit ce s-a primit. Te complimentez. Piesa este una frumoasă, una dinamică, modernă și vreau să-mi zici dacă te reprezintă acest gen de muzică. Această întrebare sunt practic la toate piesele mele. Sigur că da, pe toți mi-e reprezintă. Deci nu e că de la o anumită vârstă încerci să cânti ceva mai lent sau poate altfel, poate altceva. Nu aș spune că muzica nu are vârstă. Ca și sufletul omului până la urmă. Te gândești să-i faci un videoclip, poate? Da. Suntem în proiect și dar aceasta o să fie tot la dumneavoastră. Așa, zis? Și deja urmează să fie făcut. Da. Dar nu aștepți primăvara, filmați acum. O să luăm secvențe și de acum, poate. Deci cu detalii vorbim despre un proiect de mai durată. Da, de durată. Așa, uite că am remarcat eu că în creațiile tale persistă dragostea, pentru că se face cam aproximativ un an de când ai fost tu la noi la Tezaur TV în emisiunea matinală cu piesa Te cânt dragoste. Și vreau să-mi zici de ce acest subiect persistă în creațiile tale și apoi despre ce ți-ai mai dori să cânti? Vedeți, dragostea este struna cea mai sensibilă și când cântăm despre dragoste, cred că atingem acest subiect și fiecare se regăsește, fie că în trădări, fie în dezamăgiri, fie în o iubire așa frumoasă și... Dar nu despre ce ți-ai dori să mai cânti? Care ar fi acele subiecte pe care ți-ai dori să le abordezi în creația ta? Nu știu, nu m-am gândit, fiindcă am înțeles că ce este de la univers vine așa, spontan. Vedem ce mai cântăm. Tu crezi apropo în destin? Da. Deci primești cumva lucrurile așa după cum ți se dau sau după cum le rânduiește cel de sus eu, sau universul fiecare? Eu cred că da. Eu cred că nimic nu este întâmplător în viață și atunci când oamenii vin în viața ta, apar,
fie că este un dar, fie că este o pedeapsă sau, mă rog, de acum și dacă vorbim despre proiectele și colaborările care le am, eu cred că aceste persoane care stau la baza succesului meu, tot au venit și ei cumva ca un dar, ca un... Ai zis tu chiar anterior că cei care apar în viața ta, fie că vin ca un dar și nu doar în viața ta, în viața noastră în general, fie că vin ca un dar, fie că vin ca o lecție, ca o pedeapsă, ia să-mi zici, care este experiența din viața ta care așa a pus amprenta cel mai mult? Sau care este acea lecție de viață, poate, durută, a învățată de la viață? Sunt foarte multe, dar munca și dăruirea atunci când creezi ceva frumos și unii nu ți apreciază lucrul, munca, de fapt, atunci, mă rog, ca fiecare persoană, doare cumva. Dar ne doare pe noi, dar se simt și alții. Adică dacă vorbim la capitolul muncă, mai știu eu, artă, păi atunci când pui suflet și creativitate și nu ți este apreciată la justă valoare, atunci, da, aceasta a fost o experiență, dar mai spuneam și în alte discuții că succesul nu se iartă. Așa. Și cu acest slogan trebuie să mergem înainte și asta e, dar... Da, e cumva și normal să te doară, pentru că chiar anterior ziceam, pentru interpret, pentru un om de artă, tot ce creează el e ca propriul copil. Și în momentul în care vii cu un comentariu sau cu o replică, este ca și cum ai supăra mama. Sau ca și cum, da, este ca un gen de supărare de familie, mai bine zic. Da, știți, eu nu sunt persoana, adică vorbim să fac o observație dureroasă și la rândul meu tot așa aș primi. Chiar și dacă să fie o obiecție, dar să fie... într-un mod așa, deci, frumos. Știți? Formulată mai frumos, mai astfel frumos? Încât să nu doară. Așa, o obiecție părintească. Și atunci cred că lucrurile iau altă întorsătură, se lucrează mai liniștit, mai productiv și nu cu gândul că, vai, ce au zis persoana. Dar tu ai un motto, anumite principii în viață pe care le respecti? Păi... am. Care femeia învinge totul și apoi plânge. Și cât de greu n-ar fi? Da, aceasta cred că ne-ar reprezenta pe noi toate femeile, fiindcă suntem sensibile, dar totodată dacă am pornit pe un munte de gheață, cred că ajungem la destinație. Frumos. Acesta este motoul pe care îl respecti, bănuiesc că din acest considerent și îți reușește să faci anumite lucruri, că, după cum ai zis tu, apoi plânge. Poate câte supărări ai sau câte supărări ai avut, le cunoști doar tu. Da, dar știți, nu sunt supărat, sunt o fire pozitivă și mă strădui dacă... am așa o greutate, mă strădui să o eclipsez cumva prin pozitivitate, prin gânduri frumoase, prin a crea. Și de ce nu să telefonez persoanele în care am încredere? Dar cine sunt acele persoane? Cine sunt oamenii tăi de suflet, la care te destăi noi? În primul rând este familia. Familia și sunt o fire prietenoasă. Eu cred că am foarte mulți prieteni, cred, și asta simt, dar am două, trei persoane care aș putea să deschid sufletul. Fiindcă vorbeam într-un interviu aici la dumneavoastră, totuși de acasă sfaturile părintești rămân tot un slogan și, cum spunea mămica, Dumnezeu să ierte, mai puțin să vorbești și mai mult să asculți. Și o să fie totul
bine. Într-adevăr. Alona, noi ne-am văzut de la, din noaptea de Revelion, dacă îmi amintesc eu bine. Da. Și pe această undă sunt curioasă să-mi zici, cum a început pentru tine acest an? Cu evenimente. Cu evenimente frumoase, cu cântece, cu voie bună. Deci am cu început cu dreptul. Cu activitate. Asta e important. Ați început cu dreptul. Ți-ai fixat anumite priorități, anumite obiective pentru anul acesta. Și dacă zici tu că le iai cumva așa după cum vin, dar bănuiesc că oricum în minte sunt anumite obiective. Ce ar trebui să reușești să faci în anul 2022? Nu știu. Nu am... În primul rând, eu stau cu agenda. Așa. Și în agenda. Și atunci când ai agenda pusă așa bine la punct, atunci te gândești, uite, am de făcut ceea, și pe parcurs apar unele... Nu bine, știu, ceva, dar ca obiectiv nu mi-am propus că, uite, să ajung... Nu, de exemplu, poate te-ai gândit să mai faci, uite, în 2022 vreau să-mi fac atâtea piese sau vreau să-mi mai fac o piesă sau... Nu, la capitolul piese nu mi-am propus, adică, da, vedeți, scot piesele la jumătate de an, la un an, sau poate să fie și două piese, mă rog, în jumătate de an, dar nu-mi propun. Vedem cum o să fie pe parcurs, vedem ce rezonanță o să aibă această melodie și... Mă mai gândesc dacă ne vine... Eu sper și vreau să cred că vei avea un feedback bun, pentru că dragostea este un subiect dorit, un subiect ascultat, un subiect pe care fiecare dintre noi l-a simțit cel puțin odată și bănuiesc că va ajunge la multe suflete. Păi vă zic că eu sunt foarte selectiv în alegerea... ce fac, da. Și atunci când... am primit această melodie, prima ce am, adică ce am avut eu... Ce ai simțit? Nu, l-am simțit, dar muzica, melodia ritmată. După aia am ascultat de două, trei ori mesajul textului și spuneam la început băiatul cu care colaborez, o persoană foarte flexibilă, a spus tot ce doriți dumneavoastră, o să facem schimbări, modificări, dar și iată că ai zis că băiatul e o persoană flexibilă, însă tu cum ești în activitate? Ești flexibilă sau totuși ai nevoie de mai multe argumente să ți se aducă? Nu prea, adică am viziunea mea și atunci țin cont de păreri, dar oricum, dacă eu știu și am încredere în ceea ce îmi propun, eu știu că o să-mi reușească. Cu toate că poate să fie niște piedici, să zică că vai, n-o să se... Da, dar lăsăm de la noi să vedem cum o să... Cum te cunosc prietenii? Cum te cunosc rudele, apropiații? La rude foarte rar trec, că nu prea am timp. Deci rudele te cunosc ca ocupată. Ocupată mereu, apropiații, frații, sora la fel, dar îmi fac timp, măcar și comunicăm la telefon. Prietenii mă văd, chiar a devenit și când ne salutăm, ce mai faci? Pe Facebook o să mă vezi ce fac. Deci toată activitatea mea, vă rog frumos să o urmăriți pe pagina, pe profilul de Facebook. Da, noi ne bucurăm că avem așa o activitate de bun augur, aș spune, fiindcă perioada aceasta, știți, să nu ne sedimentăm, mergem înainte, să cumva să dăm și noi pozitivitatea aceasta de la om la om, ca să depășim și să... Da, să nu cadă în deznădejde, să fim motivați până la urmă. Da. Tu ești cea care cânti dragostea, o mai zic, deci m-a repetat în această seară, însă vreau să știu ce înseamnă dragostea pentru tine, ce reprezintă ea?
Dragostea, dragostea este, aș spune că totul în lumea aceasta, fiindcă dacă nu ar fi dragoste, noi practic am fi așa fără suflet, fiindcă dragostea pornește, dragostea că îmi iubesc copiii, că îmi iubesc aproapele, că îmi iubesc prietenii. Aceasta este dragostea și prin dragoste noi putem să creăm frumos. Deci tot în jurul nostru e dragoste. Și dacă ar fi mai multă dragoste, dar dragostea știți cum este, ca o poartă, se deschide spontan atunci când te aștepți mai puțin, da? Și dragostea vine la pachet cu zâmbetul. Și atunci dacă noi o să zâmbim, deja o să fim toți drăgostiți. Mai aproape de dragoste. Da.